Băi, ce calde, băi! Uite pe vecinul! O, să trăiască, domn Dragoș! Ce faceți? Să trăiești, neabogatule, uite ce să fac! Am greblat un pic grădina și căldură mare, am zis să iau o pauză. Da, ne-a rupt căldura asta. Dar de unde vii? De la întors de fân. Bravo, neabogatule. Mă, ce-a pățit vecina sa ta? Ce-a pățit, că nu știu. Păi, cicar, că am fi ușor de convins, știi tu cam ce vreau să zic. Ia zi, ai fost pe acolo? N-am fost, neabogatule, că mie nu-mi plac astea. Mie îmi place să-mi văd de treaba mea, de curtea mea, nu de curtea altuia. Lasă, că au fost alții, așa s-aude. Oho, dar câte nu s-aud în satul ăsta. Aoleu, plec că vine camera de luat vederea satului. Mă, niciodată n-am suportat-o pe asta. Pe vecina Rozica? Dar ce-i cu ea? M-a tot refuzat, mă, și eu nu le suport pe astea. Hai, zi ușoară, să trăiești. Hai, bună ziua, vecinul. Bună ziua, tanti Rozica, ce faceți? Ce să fac, am pus bulionul la fier și acum am zis să mă duc în grădină să culeg ceva mărar. Ce voia neabogatul? A trecut să salute, venea de la fân. Nu l-am suportat niciodată. De ce, tanti Rozica? A fost bărbat frumos în tinerețe, dar n-avea ochi pentru mine. I-a plăcut de lenuța aia după ulița popii. Ia auzi! Da, așa e, dar după ce l-a lăsat aia, el a mai încercat. Însă n-am mai vrut eu, că am vrut să-i arăt ce înseamnă să nu știi să alegi. Ia auzi, pe asta nu știam. E, nici nu erai tu pe vremea aia. Ia zi, de vecina asta a ta ai auzit? Ce s-aud? Săptămâna trecută a fost bărbat suplecat. Asta știu. Tot un vuiet era seara pe la ea prin curte. Intrau, semnau condica și ieșeau. Să fie la ei acolo, tanti Rozica. Să fie, să fie. Ia zi, ai fost și tu? Doamne ferește, tanti Rozica, eu sunt om serios. Așa, mamă, foarte bine. Nu se merită să te încurci cu toate bârfitoarele. Vrei să spun, aia e bârfitoarea numărul 1 din satul ăsta. Așa o fi, tanti Rozica, dar să fie la ei acolo. Hai că eu te las, că mă apuc de treburi. Ni s-a dus pauza. Mergi sănătos și să ai spor. Nu mai poți nici să te odihnești, mă, de ăștia în satul ăsta. Păi na, ce am învățat? Bravo, mă, ce norocoasă e aia de va pune mâna pe tine. E, n-am eu timp de chestii din astea. Păi ar trebui să-ți faci, mă, că după ce o să te însori, nu o să-ți mai ardă. Sau poate o să-ți ardă, dar nu cu nevasta. Ia, auzi, așa e după ce te măriți? E, într-un fel e bine, mă, că de-abia de atunci începe viața. Începe adrenalina. Tu știi mai bine, mă, vecină, că, sincer, am cam auzit că îți place să trăiești periculos. E, mă descurc eu cum pot. Foarte bine, mă, vecină. Auzi, căutam pisica aia mea, că de 20 de ani a venit acasă și am auzit-o la tine în magazie, sau așa mi s-a părut. Mergi o caută liniștită, mă, vecină, că nu e problemă. Hai, mă, vecinul cu mine, că na, să nu intru singură. Mă, vecina, mă, tot insiști, eu știu unde bați, dar dacă ne află. Cine, mă, să ne afle? Mă duc în magazie și te aștept, să nu fii sfios. Ajută-mă și pune, dragi fermoarul. Aoleu, auzi, mă lași pe mine să exprimu, da? Bine, bine. Păcat? Vecina, eu m-am băgat că nu mai scăpam de gura ta. Zici că ți s-a pus pata pe mine. Păi dacă te văd toată ziua că nu stau piciorușele alea, știam eu că se merită. Ia zi, ți-a plăcut? A fost bine, n-am ce zice. Păi aia zic, să nu cumva să spui altfel dacă spui. Cui să spun? E, păi nu știi cum e la noi în sat? Nu, cum e? Practic e cu recomandare. Sunt mulțumită, mă duc și spun și eu mai departe. Și așa poate aude cine trebuie și mai vine și o să fie la fel de mulțumită. Așa și tu. Stai liniștită, vecina, că eu nu mă duc să spun la nimeni. Aoleu, păi asta nu e afacere, înseamnă că mi-a trecut vremea și eu nu simt asta. Păi cui să-i spun eu, că mie nu-mi place să spun la alții ce fac eu, mai e și măritată. Ce treabă are, mă, măritișu? Aia lui Ion e măritată de 2 luni și ce crezi? A intrat în top la noi în sat. Ce le-o face la bărbați, nu știu. Te cam oftiși pe ea este? Nu, mă ofti că l-au luat pe ăla cu cea mai mare avere. Aera. Păi da, mă, câte n-am făcut eu să ajung la el și am nimerit la mărâtul ăsta. Lasă că e băiat muncitor și al tău. Este, dar muncește și pe la altele, că-l știu eu. De aia nu vine cu tot acasă. Păi de, e om și el, mai greșește. Lasă că toți greșim, dar parcă el prea de tot. Nu zic că și eu mai greșesc, mai merg pe la unul, pe la altul, dar nu cu toți. El prea o ține langa. Nasol așa. Da, ai auzit de neabogatul? Ce s-aud? Păi aseară cică a fost la tanti Rozica. Ia auzi, eu știam că nu se suportă. Ei, asta e și ideea, mă, vecinul. Auzi, hai că plecam și o treabă pe acasă. Mergi sănătoasă. Pisica tot n-am găsit-o. Trec și mâine, poate apare. Treci, dar după 4, că de dimineață nu sunt acasă. Acum înțeleg eu cum merg lucrurile în satul ăsta.